Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, precizează că instituția pe care o reprezintă nu primește de la Inspectoratul Școlar Argeș informații de primă necesitate. Orice colaborare între Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean Argeș nu există, mai ales din partea Inspectoratului Școlar. Și ne exprimăm regretul că nu putem colabora într-un domeniu care este prioritar pentru județ. Le-am și eu de la primari, de la colegi cadre didactice și de la dumneavoastră din presă. Și azi de dimineață citeam într-un ziar că la Ștefănești a început școala cu o educatoare directoare care nu a făcut nici clasele și nici orarul și n-a avut cine să ocupe de copii. Din păcate, aceste situații există în învățământul de astăzi. Și nu este singura. Eu cred că managementul este defectuos în învățământ, iar implicarea politicului este gravă pentru învățământul argeșan. Florin Tecău spune că de vină pentru lipsa de comunicare ar fi implicarea politicului în procesul de învățământ.